Externe, acum secretarul de stat american Anthony Blinken și secretarul apărării Lloyd Austin au transmis o scrisoare oficialilor israeliene exprimându-și îngrijorarea cu privire la deteriorarea situației din fâșia Gaza. Este cel mai puternic avertisment al Statelor Unite de la începutul operațiunilor IDF în enclava palestiniană. Statele Unite au comunicat Israelului că trebuie să ia măsuri urgente în următoarea lună pentru a îmbunătăți situația umanitară din fâșie, riscând astfel să se confrunte cu potențiale restricții ale ajutorului militar american în cel mai puternic avertisment de la începutul operațiunilor israeliene de eradicare a militanților Hamas. Vă scriem acum pentru a sublinia îngrijorarea profundă a Guvernului Statelor Unite cu privire la deteriorarea situației umanitare din fâșia Gaza și solicităm acțiuni urgente și susținute din partea Guvernului dumneavoastră în această lună pentru a inversa această traiectorie. Oficialii americani au confirmat veridicitatea scrisorii și au declarat că aceasta a fost trimisă ministrului israelian al apărării Yoav Gallant și ministrului afacerilor strategice Ron Dermer. Pentagonul și Departamentul de Stat nu au răspuns solicitărilor de a comenta scrisoarea. Nici Casa Albă nu a răspuns deocamdată dacă președintele Joe Biden a semnat scrisoarea. Mai mult, ambasada Israelului la Washington a refuzat să comenteze. Scrisoarea este cel mai clar ultimatum adresat guvernului Netanyahu de la începutul conflictului din enclava palestiniană, indicând perspectiva unei posibile schimbări în sprijinul acordat de Washington Israelului. De asemenea, Statele Unite s-au declarat împotriva campaniei de bombardamente lansate de Israel asupra capitalei libaneze Beirut și au informat autoritățile israeliene despre acest lucru, a declarat presei purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Matthew Miller, subliniind că aceste lovituri au scăzut în intensitate în ultimele luni. So, there are specific strikes that it would be appropriate for Israel to carry out, but when it comes to the scope and nature of the bombing campaign that we saw in Beirut over the past few weeks, it's something that we made clear to the government of Israel. We had